Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să deschidem Cartea Sfântă, Biblia, la Cartea Exod, capitolul 3, Cuvântul lui Dumnezeu, de la pagina 60 și pagina 61. Exod, capitolul 3, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Rugul aprins. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise. El a răspuns: iată-mă. Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Pasajul acesta care l-am citit din Scriptură scoate în evidență câteva cuvinte pe care aș vrea să le pun și eu în atenția dumneavoastră în această dimineață și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să le putem împlini. Moise, omul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a ales să scoată pe poporul Israel din Egipt, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul unui rug aprins, din mijlocul unui rug care nu se mistuia. M-am gândit la pasajul acesta sâmbătă noapte. M-am trezit și nu mai puteam să dorm din cauza unui gând care lupta în mintea mea și spunea: focul, 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 focul. Și am zis: Doamne, ce foc? Și m-am dus în cameră, am deschis Biblia și am început să citesc. Și o să vorbim în dimineața aceasta despre mai multe versete sau din mai multe versete care conțin cuvântul foc. Și o să învățăm de la foc în dimineața aceasta. Și m-aș ruga ca Domnul să ne aprindă pe fiecare în parte. Titlul mesajului pe care îl aduc înaintea dumneavoastră în această dimineață l-am primit pe parcursul mesajului. M-am gândit la un titlu, apoi l-am schimbat și o rămas acesta pentru mine și pentru tine, pentru fiecare în parte. Nu fi pompier, ci aur curat. Dumnezeu vrea de la Biserica Elim să fim aur curat. Pompieri sunt destui. Nu fi pompier, fi aur curat. Fi materialul pe care Dumnezeu l-a creat. Nu fi un fake, un fals, o copie. Fi original. Fi așa cum Dumnezeu te-a creat. Dumnezeu te-a creat curat, pur, sfânt. La asta trebuie să luptăm. Înspre asta trebuie să ne îndreptăm. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu când a creat pe om, l-a creat perfect, fără păcat, fără nicio greșeală. Așa
te vrea Dumnezeu și așa mă vrea Dumnezeu și așa vrea Dumnezeu biserica de la Elim. Ești pregătit să fii aur curat? Îți dorești să fii aur curat? Nu știu dacă și la finalul mesajului vei mai dori la fel, dar mă rog ca Dumnezeu să pune noi dorința aceasta. Nu să fim pompieri, ci să fim aur curat. Binecuvântat să fie Domnul. Focul, să știți, frați și surori, te poate distruge sau te poate restaura. Depinde cum îl accepți în viața ta. Aș vrea să te întreb în această dimineață, pentru că dacă ar fi să asemănăm focul pe partea spirituală, am putea spune sau să îi dăm câteva sinonime și să-l asemănăm cu ceva, cu pasiune, așa? Foc, pasiune, dorință arzătoare, care ar trebui să fie în inima noastră. Numai că sunt oameni care poartă focul lui Dumnezeu în inimă și sunt alții care poartă focul lui Satan în talpă și îi gâdile, îi mâncă și nu pot sta locul lui. Eu aș vrea să te întreb în această dimineață, călăuzit, de ce foc ai venit la casa lui Dumnezeu? Cu ce foc ai venit la casa lui Dumnezeu? Aș putea merge mai departe și să întreb ce fel de foc arde în viața ta? Putem să răspundem la întrebările acestea? Ce fel de foc arde în viața mea? Ce fel de foc sau cu ce fel de foc am venit în casa lui Dumnezeu? Moise s-a dus înspre pustie, s-a dus să pască turma socrului său. Nu s-a gândit Moise la ce urma să vină, dar ceea ce s-a întâmplat în viața lui Moise a fost cel mai minunat lucru care i se putea întâmpla vreodată. Frați și surori, Moise a văzut un rug care nu se mistuia. Și mă rog în această dimineață, Dumnezeu să aprindă un foc în viața mea și să aprindă un foc în viața ta și să nu se mai mistuie niciodată. Și focul acesta să arde, dar ascultă-mă, arde de... sau ca să poată să ardă, depinde de tine și va arde atâta timp cât tu îl vei înflăcăra. Vă aduceți aminte de Timotei? Este scris în Scriptură și apostolul Pavel îl îndemna și spunea: Timoteie, ce să faci cu darul care Dumnezeu l-a pus în tine? Ce să faci? În primul rând trebuie să-l recunoști. În primul rând trebuie să vezi și să accepți ceea ce omul lui Dumnezeu a spus că Dumnezeu a pus în tine. Trebuie să vezi ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Trebuie să vezi ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Că dacă vrei să predici și nu știi să predici și tu ești bun să cânți, încurci mai mult, nu ajuți. Ascultați-mă bine ce vă spun în această dimineață și puteți nota, repet, în viață nu contează ce ai făcut. Dacă n-ai făcut ceea ce ai fost chemat să faci, repet, în viață nu contează ce ai făcut, dacă nu ai făcut ceea ce ai fost chemat să faci. Am primit în urmă cu mult timp un videoclip pe WhatsApp și videoclipul acesta era ceva ce s-ar putea întâmpla. Prezenta un om ca și cum ar fi ajuns înaintea lui Dumnezeu și să dea socoteală de isprăvnicia care i-a fost încredințată, de isprăvnicia lui, de ceea ce el a fost chemat să facă. Și-o strigat Dumnezeu și-o pus acolo în videoclipul acela un nume fictiv și-o spus: Filip, vino și dă socoteală de isprăvnicia ta. Câte suflete ai îndreptat pe calea mântuirii și s-au întors prin trăirea ta, prin, spun cu cuvintele mele, prin purtarea ta, prin exemplul tău, prin predicarea Evangheliei. Și-a venit Filip înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dar prin mine nu știu dacă s-a întors cineva.
Mie mi-a plăcut să fac bani, am fost afacerist. Eu n-am avut treabă cu Evanghelia, cu trăirea după Evanghelie. Doamne, eu am dat bani la biserică. Și-a zis Dumnezeu, Filip, câți oameni s-au întors prin mărturia ta? Și nu mai zis nimic. Doamne, dar... Și-a spus Dumnezeu, dacă m-ai fi întrebat, eu ți-aș fi spus ceea ce trebuie să faci. A venit un altul și-a spus, cât de mult ai dăruit la casa lui Dumnezeu? Și-a zis, eu dăruit? Doamne, de eu nu știu să fac afaceri. Eu am vrut să fiu păstor. Am avut o biserică de 700 de membri, Doamne. I-am călăuzit pe calea ta și-a spus domnul Filip, câți bani ai dat la biserică? Și omul zice, Doamne, eu am dat din cuvântul tău. Eu am îndreptat oamenii pe calea ta. Eu am vrut să fiu păstor, am vrut să am biserică și să conduc lucrarea ta. Și-a zis Dumnezeu, nu la asta te-am chemat. Dacă m-ai fi întrebat, ți-aș fi spus ce trebuia să faci. Moise a fost chemat de Dumnezeu în pustie, din mijlocul unui rug. Și când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise, Dumnezeu îi spune lui Moise ce trebuie să facă. Eu aș vrea să te întreb, dacă nu știi ceea ce trebuie să faci, cum poți să înflăcărezi ceea ce Dumnezeu ți-a dat? Dacă nu vrei să accepti ceea ce Dumnezeu ți-a dat și să lucrezi cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat, cum poți să înflăcărezi? Cum? Dumnezeu stă de vorbă cu Moise și Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise, vreau să fiu și Dumnezeul tău. Ești gata să accepți? Moise se târguie cu Dumnezeu și dacă o să citiți capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă pe Moise că el cârtește înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu nu pot să fac ceea ce îmi cer tu să fac, eu nu pot să fac, eu sunt bâlbâit, Doamne, sunt gânga, v-a spus Moise. Și a spus, eu nu pot să fac ceea ce m-ai chemat tu să fac. Și a zis Dumnezeu, du-te, căci eu sunt cu tine. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și i-a zis, nu-i oare acolo fratele tău Aron Levitul? Păi și ce treabă are Aron cu Moise? Erau frați. Știu că el vorbește ușor, zice Dumnezeu. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și îi vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și eu... Tu vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce veți avea de făcut. Observați aici câteva detalii foarte interesante. Dumnezeu nu vorbește la singular, ci la plural, amândoi. Vă voi învăța ce veți avea de făcut. Amândoi. Eu vorbesc cu tine, tu vorbești cu el și eu pe amândoi vă voi învăța, vă voi binecuvânta. Biserica lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, este un loc în care Dumnezeu a pus rânduială. Rânduiala aceasta pe care Dumnezeu a așezat-o, așa după cum spunea Apostolul Pavel, după cum am rânduit în fiecare loc, în fiecare adunare. Faceți lucrurile în rânduială, spunea Apostolul Pavel în Corinteni. Dumnezeu a așezat lucrurile acestea între membrii și între conducerea bisericii, între conducerea bisericii și între membri, între păstor și între oaie. Este o colaborare. Înflăcărează darul care l-a pus Dumnezeu în tine. Dar pentru asta trebuie să-l accepți și să accepți chemarea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Au fost oameni
care au venit la casa lui Dumnezeu și au spus: dar ce treabă are Aron? Dar numai prin Aron, dar numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Dar numai așa poate să lucreze Dumnezeu. Uitați ce s-a întâmplat. Levitic capitolul 10, versetul 1 și 2. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre doi copii a omului pe care Dumnezeu l-a creat, a omului pe care Dumnezeu l-a chemat, și anume fiul lui Aron. Domnul l-a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis, versetul 2, vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Știți ce s-a întâmplat după ce Domnul i-a vorbit lui Moise? Domnul a vorbit lui Moise, Moise a vorbit lui Aron și au transmis poporului. S-a întâmplat ca Nadab și Abihu, copiii lui Aron, a omului lui Dumnezeu, să aducă pe altarul lui Dumnezeu foc străin. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a mâniat pe Nadab și pe Abihu și din flacăra aceea a ieșit un foc, spune cuvântul lui Dumnezeu, și i-a mistuit. Cu ce fel de foc vii la casa lui Dumnezeu? Ce fel de foc arde în inima ta? Întreb, arde în inimă sau arde în talpă? Contează foarte mult, țineți minte asta. Aș vrea ca Dumnezeu, frați și surori, să ne ajute că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, să facem așa cum spunea Eclesiastru, capitolul 5, versetul 1. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Nu poți să-ți duci picioarele să umble brambura toată săptămâna prin locuri în care Dumnezeu nu se prezintă și să vii în casa lui Dumnezeu și să ai pretenții să calci în locul sfânt. Moise, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Aici nu e un loc în care să vii și să arăți cât de bine știi să cânți sau cât de bine știi să predici. Moise, verifică-ți încălțămintea, verifică-ți piciorul pe unde a călătorit săptămâna aceasta. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți, că e mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. E valabil pentru mine lucrul ăsta, în primul rând. E mai ferice, mai bine să asculți. Dar nu poți să asculți, Doamne, că eu vreau să fac ceea ce nu m-ai chemat să fac. Auziți cum ne privește Dumnezeu din ceruri? Mai bine să asculți decât să faci, să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să ne verificăm starea. Pentru că dacă nu ne verificăm noi, pune Dumnezeu radiografie pe noi, pune Dumnezeu aparatul și când ne face radiografie, s-ar putea să nu ne placă cum iasă rezultatul. Focul este un loc al întâlnirii cu Hristos. Moise a avut un moment în viața lui în care mama lui a investit principiile lui Dumnezeu în el. Dumnezeu a creat circumstanțele în așa fel încât Dumnezeu l-a păzit pe Moise la nașterea lui. Cunoașteți istoria lui Moise. Mama lui i-a dat învățătură și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11, căci Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, ci a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. A înțeles că este poporul lui Dumnezeu. Frați și surori, ascultați-mă bine. Moise a auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a avusese o întâlnire reală cu acest Dumnezeu. A trebuit Moise să vină 40 de ani să fugă de la Faraon și să pască turma socrului său de la lingurițe de aur
de la veșminte, de la Zara, de la Bershka, de la Tommy Hilfiger, dacă vreți, în vremea noastră, de la haine scumpe, de la mașini luxoase, de la o mâncare copioasă, bună, de la McDonald's și de la KFC, a trebuit să ajungă, poate să mănânce în pustie, poate să ține zile întregi de post, să mânce brânză și lapte de la oi. Pentru că Dumnezeu avea un plan și vrea să se întâlnească cu Moise. O trebuie Dumnezeu să facă ceva ca să-i atragă atenția lui Moise. Și-a făcut un rug care nu se mistuia. O dat foc unei căpiște, aș putea spune, unui pomișor. Și pomul acela ardea și nu se mistuia. Și ardea în continuu. Și Moise spune... Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Uitați versetul 4, foarte interesant. Dumnezeu este interesat de detaliile din viața noastră. Dumnezeu este interesat de gândurile noastre, așa cum spuneam cu câteva săptămâni, cu câteva luni în urmă. Dumnezeu e interesat de ceea ce gândim noi. Versetul 4, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat. Domnul se uită la Elim Balș în fiecare zi, în fiecare duminică, în fiecare zi de luni până duminică. Domnul se uită să vadă ce fac eu și ce faci tu. Frați și surori, focul este un loc al întâlnirii cu Hristos. Moise a avut o schimbare în viața lui. La rugul aprins. S-a schimbat ceva de la întâlnirea de la rugul aprins. Moise, n-a mai fost același. Eu aș vrea să te întreb, a fost un foc din acesta în inima și în viața ta care să fi schimbat ceva în interiorul tău? De ce ai lăsat focul acela să se schimbă, să se stingă? De ce s-a schimbat temperatura în interiorul tău și nu mai arde la nivelul la care te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Frați și surori, focul este un loc în care tu te-ai întâlnit cu Hristos. Ai avut o dorință aprinsă în inima ta. Unde este astăzi flacăra aceea care s-a aprins în inima ta și ai ridicat mâna și ai spus, vreau să te urmez, Doamne, până când? Până la moarte. Știi când ai murit? După 2 luni. După 2 luni ai murit. Dumnezeu e astăzi aici și vrea să înflăcăreze viața ta. Am întâlnit tineri care foarte mulți, fiind în tabără, seara, la focul de tabără, și-au predat viața lui Dumnezeu. Au ales și au luat hotărâri, așa cum spunea Eclesiastru 5. Nu te grăbi să deschizi gura înaintea lui Dumnezeu și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite. Mai bine taci, ascultă, meditează și când iei o hotărâre, roagă-te lui Dumnezeu să poți o duci până la capăt. Foarte mulți tineri au luat hotărâri la para focului și și-au schimbat viața. Focul 2 este un loc al lepădării de Hristos. Petru merge împreună cu Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani. Din grădina Ghețimani, Petru merge în curtea marelui preot și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 55, că Petru îl urma de departe pe Domnul Iisus Hristos. Și a ajuns în curtea marelui preot. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo erau mai mulți oameni adunați în jurul unui foc de cărbuni. Și în timp ce Petru se încălzea la acel foc de cărbuni, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că a venit cineva și a spus, și tu erai cu Iisus. Și a spus, eu? Bă, fugi de aici, mă. Bă, și tu ești pocăit și tu mergi la biserică acolo. Noi am întâlnit oameni în oraș care au venit și au spus, și ăla merge la voi la biserică. Așa au făcut. Și a zis, veniți la casa lui Dumnezeu și să vedeți cuvântul lui Dumnezeu, cântări de laudă adresate numelui lui Dumnezeu. Petru se încălzea la para focului și a venit un altul și a spus,
Nu mai încape îndoială, și tu ești galilean. Și vine a treia oară și spune vorba aceasta. Și Petru se leapădă de Hristos cu jurământ și spune: nu-l cunosc. La para focului, Petru se leapădă de Domnul Iisus Hristos. Focul poate să fie un loc în care să te lepezi de Domnul Iisus Hristos. S-ar fi putut să fi venit Satan înaintea ochilor tăi, să-ți fi zugrăvit un tablou în care să-ți arate așa cum i-o arăta și Domnului Iisus Hristos și să spună: auzi, arde mai tare și e mai frumoasă flacăra bogățiilor acestei lumi. Plăcere, senzualitate, bani, faimă. Și s-ar fi putut ca diavolul să fi aprins flacăra aceasta și să te fi uitat la ea, s-o fi privit, s-o fi plăcut și s-o fi îndrăgit și să te fi dus înspre această flacără și focul să fie un loc în care să te fi lepădat de Domnul Iisus Hristos prin comportamentul tău la locul de muncă, la școală, în societate, în familie. Eu mă rog, frați și surori, ca Domnul să nu îngăduie astfel de foc în orașul Balș, la care oamenii să se lepede de Domnul Iisus Hristos. Pentru o sticlă de băutură, pentru o țigară, pentru o vorbă, pentru o fată frumoasă, pentru un chip frumos, ascultați-mă, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu spune: nu te uita la lucrurile acestea, că sunt trecătoare. După ce au născut 4 copii, nu mai arată ca la 20 de ani. Ce faci dacă te-ai uitat numai la asta? Că nu o să rămâi cu asta, o să-ți placă mereu flacăra aia care arde. 90, 60, 90. Dar cine ți-a spus că 90, 60, 90 e și frumos în ochii lui Dumnezeu? Îți spun eu cine? Mincinosul, vrăjmașul, care face să strălucească bogățiile, plăcerile lumii acesteia, poate mai mult decât frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Și să-ți găsești plăcere în acelea și nu în cuvântul lui Dumnezeu sau în casa lui Dumnezeu. 3. Focul poate fi un loc al restaurării. Dacă mulți tineri și-au schimbat viața la un foc de tabără, într-o anumită circumstanță de timp, în tabără, Petru, în Ioan capitolul 21, Domnul Iisus Hristos, începând de la versetul 8-9 în jos, stă de vorbă cu Petru. Pe mare l-a pescuit ceilalți ucenici împreună cu Petru, dezamăgiți de situația prin care au trecut, după ce Domnul li s-a arătat după 8 zile după ce a înviat. Totuși Petru n-ar trage nădejde că ceea ce trăiește este real. Și vine la ceilalți ucenici și, dacă îmi permite să parafrazez, le spune: auziți, hai bă să merem la pescuit, că cine știe ce a fi mai, cine știe ce a urma? Cine știe dacă ceea ce am trăit noi e adevărat sau e un vis? Am fost spăimântați, acum ne-am bucurat, hai mă să merem la pescuit. Și s-au dus la pescuit și s-au trudit toată noaptea. Și vine un om pe țărm și spune: copilaș, aveți ceva de mâncare? Și spune: toată noaptea n-am trudit și n-am prins nimic. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Și-au aruncat mreaja în partea dreaptă. Știți câți pești au prins? 153 de pești mari. Sunt pescari și la noi în adunare. Și atât de mult se bucură când prinde un pește din ăla mare. Mie mi s-a întâmplat, eram pe balte la tati în grădină și are și el acolo niște pești. Nu prea sunt eu atâta cu pescuitul, mor tot bătut frații la cap să merg la pescuit, dar nu mă îndeletnicesc atâta cu lucrul ăsta. Dar tot am văzut că ori arunca pâine pe balte și numai ciuguleau de acolo, am luat bățul și am dat și eu. Fraților,
Când am tras de vargă, de băț, de ăla, am scăpat un pește, nu știu cât să vă spun, mare. Când am văzut cât a fost, întrebați-o pe soție de câte ori o striga la mine să vin să mănânc. A zis, nu plec până nu-l prind. Nu plec până nu-l prind. Nu l-am prins, într-adevăr. Și am stat acolo. Frați și surori, 153 de pești mari au prins. Ucenicii când au văzut lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Ioan a spus lui Petru, Petru este Domnul. Când a auzit Petru că este Domnul, s-a încins, că era dezbrăcat, s-a aruncat în mare și a luat-o cât a putut de tare să înoate, să ajungă la țărm. Știți unde l-a întâlnit? Unde l-a așteptat Domnul Iisus Hristos? Știți unde l-a așteptat? A creat aceleași momente, circumstanțe, în care Petru s-a lepădat. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune de la versetul 9. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Unde a fost locul în care Petru s-a lepădat? La un foc de cărbuni în curtea marelui preot. Observați momentele și circumstanțele în care Hristos îl întâmpină. La un jăratic de cărbuni, la un foc de cărbuni cu pește și pâine deasupra. Pentru că Hristos este tot în locul în care l-ai lăsat atunci când te-ai îndepărtat de El. Și atunci când ai spus că te trezești la o anumită oră din noapte și nu te-ai mai trezit, ascultă-mă bine ce spun, Hristos e acolo și te așteaptă la același jăratic de cărbuni. Dacă te-ai îndepărtat de Dumnezeu și în viața tumultoasă, flacăra acestei lumii te-a cuprins, ascultă-mă bine, Hristos e acolo la același foc de cărbuni și te așteaptă. Atâta de minunat lucrează Dumnezeu. Atâta de bun e Dumnezeu și stă de vorbă cu Petru și spune, Petre, mă iubești? De trei ori a venit cineva și a spus, Petre, tu ai fost cu Iisus. Și Petru a zis, du-te mă de aici și vezi tu de treabă că eu lampele mele. Și a venit și a spus, mă omule, nu-i locul tău aici, tu ai fost cu Iisus. Și a spus Petru, du-te de aici că numai că n-ar fi scos sabia ca și în grădină, așa-i? Uitați-vă când stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și spune, Petre, mă iubești? Și a spus, Doamne, cum să nu te iubesc? Eu să nu te iubesc, Doamne? Eu sunt gata să merg cu tine până la moarte. Toată viața te voi sluji, Doamne, sunt aici, la dispoziția ta. Așa ai spus în apa botezului. Unde ești astăzi? Unde sunt astăzi? Care-i flacăra care luminează și arde mai mult în viața mea și în viața ta? N-ai vrea ca focul care l-ai întâlnit într-o zi și ți-a schimbat viața să lași să arde din nou în viața ta începând din această zi? Hristos te așteaptă tot acolo unde l-ai lăsat. Nu s-a depărtat. Uitați-vă la Adam și la Eva. A păcătuit omul în grădina Edenului. Dumnezeu avea obiceiul bun de a se coborâ în răcoarea zilei și de a sta de vorbă cu omul. Și a spus, omule bun, vreau să te-am creat să fii aur curat, nu să fii pompier, să arunci și să stingi mereu focul, nu. Te-am chemat să fii aur curat. După ce omul păcătuiește, lipsește din prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu vine exact în același loc, în răcoarea dimineții, se coboară și vrea să stea de vorbă cu omul și strigă, Adame, unde ești? Filipe de la Balș, unde ești? Să pun numele tău? Unde ești, Adame? Și a spus, da, m-am ascuns, nu mai pot să vin, sunt departe. Uitați-vă dragostea lui Dumnezeu, îl ia pe Adam de după cap, dacă îmi permiteți expresia aceasta, o imagine a unui tată cu o familie. Îl ia pe Adam și îl cheamă aproape și spune, vino la tata, Adame.
Vino aici, vino acasă, vino la locul în care te-am chemat și te-am creat, pentru care te-am creat să fii, să fii aur curat în mâna mea unui Dumnezeu sfânt. Și spune Adame, tata, copilul lui tata, ce ai făcut? Și Adam spune, Doamne, nu sunt eu de vină, bogățiile lumii, femeia care mi-ai dat-o, ea e de vină. Și cheamă Dumnezeu la judecată și lucrurile din lumea aceasta și poftelele din lumea aceasta. Și vine femeia și spune, Eva, ce ai făcut? Veniți la tata, mărturisiți-vă starea, sunt aici, vă aștept de multă vreme. Unde ești? Și vine femeia și spune, Doamne, am lipsit din prezența ta, n-am fost deseori la casa de rugăciune, când au fost programe am fost în altă parte. Au fost mai importante lucrurile lumii decât cele spirituale. Și am ascultat șaptea vrăjmașului, șarpele-i de vină, oameni buni, uitați-vă la dragostea lui Dumnezeu de tată. Nu s-o grăbit cu sentința la judecată, ci o chemat pe Adam, o chemat pe Eva și o chemat și șarpele. Și a spus, ce ai făcut? Și abia atunci o rostit sentința și a spus, pentru că ai făcut lucrul acesta, blestemat vei fi. Sentința a început cu șarpele, o continua cu femeia și s-a oprit la Adam. Observați? Frați și surori, focul poate fi un loc în care să reclădești relația ta cu Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Biserica Elim Balș trece astăzi printr-o perioadă în care unora nu le place. Nici mie nu-mi place, să știți. Dar suntem sub focul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus poporului Israel în Israel, mergeți înainte și eu voi fi cu voi. I-a spus lui Moise, du-te și eu voi fi cu tine. Au ieșit din țara Egiptului și au plecat. Pe drumul către Marea Roșie s-au uitat înapoi și au spus, vine Faraon cu toată armata lui. Ascultați-mă bine ce vă spun, oameni buni, frați și surori, nu vă mai uitați în urmă la ce a fost. Ce a fost nu va mai fi pentru noi. Dumnezeu vrea să facă ceva bun, ceva nou, dar nu poate aurul să fie curățat dacă nu este trecut prin foc. Nu poate biserica lui Dumnezeu să aducă rodul pe care Dumnezeu îl vrea dacă nu e trecută prin foc. Și biserica Elim tranzitează o perioadă de foc. Domnul s-a prezentat pentru poporul Israel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ziua era un stâlp de foc care îi călăuzea și noaptea un stâlp de nor. Dumnezeu ți-a oferit și a oferit protecție. Focul lui Dumnezeu arde peste orașul Balș și nu înțelegi de ce nu mai trebuie să cânt, de ce nu mai pot să predic și noi am stat. Tinerii, dacă ați observat, în 2019 n-or cânta foarte mult și n-o comenta niciunul. N-am predicat în fiecare duminică și nu s-o supăra frații care n-au predicat. Unii s-au mai supărat. Dar tranzitează focul lui Dumnezeu orașul Balș, oameni buni, frați și surori, ascultați-mă bine ce vă spun. Focul lui Dumnezeu este peste noi. Pentru că Dumnezeu ne vrea să fim aur curat, nu pompieri. De aceea te chem în această dimineață, nu fii pompier. Rămâi și cere lui Dumnezeu să poți să fii aur curat. Pentru că aurul are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că aurul să fie curățat, Psalmul 12, versetul 6, spune, cuvintele tale sunt cuvinte lămurite, ca argintul. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit, arde tare cuptorul. Îi puternic focul și nu mai știi ce se întâmplă, nu mai știi ce să crezi, nu mai știi ce să faci, ascultă-mă bine, acceptă focul lui Dumnezeu și vei fi binecuvântat. Vei putea aduce roadă. Ioan capitolul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune, căci dacă veți rămâne, eu sunt vița, 15:2, tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele,
Mlădițele care n-aduc rod, tatăl le taie. Dar și pe celelalte, nu neapărat că le taie, dar le curăță. Și curățarea aceea, tăierea, pentru că, ascultați-mă, în ogorul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, este gard și foarfecă. Și asta nu le place la mulți. Dar nu e din cauza mea, e pentru că Dumnezeu a hotărât, are legi, principii și porunci. Deuteronom 30:16. Îți dau astăzi porunca aceasta. Legi, hotărâri, orânduiri, principii, porunci, dacă le vei păstra, dacă le vei lega la gât, nu cu lănțișoare, nu cu obiecte din acelea, că nu-ți folosește la nimic, ci dacă le vei implementa în lăuntru tău, dacă vei căuta să fii aur curat, strâng cuvântul tău în inima mea, pentru că cuvântul tău sunt, cuvintele tale sunt cuvinte lămurite, curate, care produc curățenie în viața mea. Accepți să fii curățat, vei fi binecuvântat și vei putea aduce multe roade. Eu aș vrea să vă întreb, că aici în Oltenia cei mai mulți în grădină au vie decât solar cu roșii. Oamenii pun foarte mult vie pentru că beau foarte mult. Nu toată lumea, adevărat, nu generalizăm, dar pe foarte mulți am întâlnit care au mai mult în grădină vie decât legume. Ascultați-mă bine ce vă spun. De ce întotdeauna primăvara am fost la Găvănești, la Blaj, oamenii nu veneau la lucru, nu veneau la biserică, la casa lui Dumnezeu, și după ce stăteai de vorbă cu ei și întrebai, am fost la vie, la lucru. Dar ce ai făcut la vie? Ce se face cu via primăvara? Ce se face? Se taie, se curățe. Dar de ce trebuie să fie curățată via? De ce nu o lași așa să crească cum o duce capul? De ce? Să dea rod? Așa-i? Oare să dea rod? Trebuie curățate ca să poată să aibă un rod bun și bogat? Dar credeți că din punct de vedere spiritual e altfel? Nu, e tot la fel. Accepți lucrul acesta? Că îți place sau că nu-ți place, focul lui Dumnezeu i-a prins peste orașul Balș. Știți de ce? Pentru că noi ne-am rugat, pentru că noi ne rugăm, nu vorbesc când spun noi de mine sau de frații slujitori, ci vorbesc ca biserică. Am avut momente în care ne-am rugat și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Am avut momente în care noi ne-am rugat și Dumnezeu a lucrat. Pentru că noi ne dorim și sunt persoane în adunare. Păi adevărat, poate nu tuturora le place sau nu toți fac lucrul acesta, dar ascultați-mă, sunt oameni care doresc ca Dumnezeu să lucreze. Și Dumnezeu a prins un foc. Fratele Gore amintea la începutul anului de un foc care se va aprinde. În ziua de Rusalii, dimineața, am fost la Deva, am fost plecat și m-am trezit din cauza unui vis. Am mai spus într-o miercuri seară. M-am trezit pentru că am fost atât de bucuros, niciodată nu m-am trezit așa de plin de pace. M-am visat undeva ca pe un deal, așa, eram ca pe o fundație de case, ca și cum ar fi fost radierul la casa noastră, turnat așa cum e pământul un pic în vale, dar era o vale foarte abruptă. Și era turnat și a venit cineva și a spus, mă, cineva n-a făcut bine măsurătorile la un alt proiect, la o altă lucrare. Și s-a creat un pic panică, disconfort din cauza faptului că lucrurile nu s-au făcut cum trebuie și s-a produs tulburare. Și noi la un moment dat care eram acolo am început să ne rugăm și ne-am ridicat acolo pe radierul acela și în vale, așa, foarte abrupt, am început să ne rugăm și în timp ce ne rugam am strigat către Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-ne Balșul! Și urlam așa în rugăciune, cu durere, cu strigăte către Dumnezeu. Și dintr-o dată din cerul s-a pogorât așa un foc și ca și cum în vale ar fi fost o jerfă care noi am adus-o, eram noi mai sus pe radier. S-a coborât din cer focul acela și a mistuit jertfa aceea. Și când a coborât focul acela și s-a mistuit jertfa, s-a ridicat un fum negru foarte gros. Și din flacăra aceea care s-a coborât pe altar, a venit cu o viteză, cu o repeziciune foarte puternică așa înspre noi și s-a oprit aici în stânga deasupra și a zis așa din flacăra aceea, eu sunt cu voi. Și ascultați-mă bine ce vă spun, cred din toată inima că Dumnezeu a prins un foc în orașul acesta.
Pentru că au fost oameni și am întâlnit oameni în oraș care le-am spus despre Dumnezeu. Și cineva a spus, dar și persoana respectivă vine la voi la biserică? Și am spus, da. Zice, e o doamnă extraordinară. În schimb, despre unii n-am auzit lucruri bune. De aceea mă rog în această dimineață, frați și surori, să-L rugăm pe Dumnezeu ca focul acesta să fie un foc al reabilitării noastre spirituale. Nu te mai uita la ce a fost, nu te mai uita la lucrurile din jurul tău. Uită-te la Hristos și accepte să fii aur curat. Nu fi pompier, nu fi pompier. Accepte să fii aur curat. Pentru că a fi pompier înseamnă a trăi într-o stare de indiferență și de nepăsare. Dar nu-mi pasă că ăla strigă acolo, nu-mi pasă că ăia se roagă acolo la ora 12, am spus să ne rugăm, nu-mi pasă că trebuie să plecăm, nu-mi pasă că nu mă interesează, lasă facă, ei lasă... Ascultați-mă bine ce vă spun, frați și surori. Dumnezeu se uită din ceruri, s-a uitat la Moise și a văzut că se întoarce să vadă. Dumnezeu se uită la tine, la hotărârile tale, la deciziile tale, la gândurile tale și la hotărârile pe care tu le iei în urma auzirii cuvântului, în urma hotărârii bisericii, în urma sfaturilor care se dau din partea slujitorilor. Dumnezeu se uită la tine. Nu fi nepăsător. Pavel îi spunea lui Timotei, nu fi nepăsător, înflăcărează darul care este în tine, care l-ai primit prin punerea mâinilor. Acceptă să fii curățat. Pentru că cel care acceptă, dacă veți rămâne în mine și dacă vor rămâne în voi cuvintele mele, veți aduce multe roade. Dacă veți accepta curățirea, roada voastră va fi o roadă bogată, a spus Domnul. N-a spus-o Filip, scrie în Ioan 15 și e valabil pentru mine și pentru tine. Vrei să fii pompier sau aur curat? 4. Nu te supăra. Psalmul 37, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8, spune că supărarea duce numai la rău. Privește partea bună a lucrurilor. E mâna lui Dumnezeu care lucrează în oraș. E mâna lui Dumnezeu care vrea să lucreze și în viața ta. E mâna Domnului, să știi. E faină cântarea, dar când se trăiești, cum o cânti? Când nu înțelegi ce se întâmplă, e mâna Domnului, să știi. E mâna lui Dumnezeu, e focul lui Dumnezeu care arde peste mine și care arde peste tine. Nu înțelegi de ce ți se întâmplă, așa vorbește Domnul, e focul lui Dumnezeu peste oraș. Poți să spun asta? Accepte să fii curățat, accepte să fii, pentru că asta este spre binele tău, nu spre o sândă. Dumnezeu când trece aurul prin foc, nu-l trece ca să-l topească, pentru că Dumnezeu nu îngăduie încercarea mai mult decât o poți duce, dar îți pierzi răbdarea pe drum ca și poporul Israel și spui, dar numai ăla, o veni Maria și a spus, dar numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Știi ce s-a întâmplat cu Maria când a spus lucrul acesta? Ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit. S-a umplut de lepră, pentru că n-a acceptat focul lui Dumnezeu care a spus, eu vreau să curățesc poporul meu. E mâna lui Dumnezeu care binecuvintează viața și sufletele noastre. E mâna lui Dumnezeu care cercetează. Psalmistul David spunea, trecem prin foc. Psalmul 26, cred că dacă nu greșesc, rărunchii și inima. Și este o cântare a fraților de la Toflea care spune așa, trec prin foc și cuptoare, trec prin orice încercare, nu? E fain să cânți, dar ce faci când treci? Ce faci când Dumnezeu îți curăță inima? Pătrunde, avem nevoie de Dumnezeu, Doamne, sunt aici, am nevoie de Tine. Și ultima strofă spune, pătrunde o Doamne azi în inima mea și curăță tot. Ești gata să accepti lucrul ăsta? Ascultă-mă bine ce spun. Din partea lui Dumnezeu, dacă vei accepta lucrul acesta, nu-ți va fi spre moarte, ci spre binecuvântare. Îi spre creșterea ta, îi pentru a aduce rod, îi pentru a vedea, aurul se testează prin foc. Pocăit nu ești când îți mere bine, ci când îți mere rău. Atunci se vede cât ești de credincios, de bun de gură. Nu? O corabie. E faină când e în mal, la mal, în port. Dar frumusețea corăbiei este atunci când bate valul. Valoarea unei corăbii
nu se vede la țărm. Știți unde se vede? În larg, în mijlocul mării, în mijlocul valurilor, în mijlocul focului, a apei care lovește în corabia vieții tale. Atunci se vede valoarea aurului pe care Dumnezeu l-a creat în lumea aceasta. Merg spre încheiere, frați și surori, și repet încă o dată, nu te supăra, pentru că supărarea duce numai la rău. Am învățat o poezie frumoasă și spunea așa: nu te supăra că nu e bine, nici pentru cei din jur, nici pentru tine. S-ar putea să faci colesterol, să faci diabet din cauza stresului. Eu te întreb, merită? Cine te-a pus? Păi fratele Filip îi devine că predică și numai pentru mine predică. Dacă îți vorbește Dumnezeu, nu te interesează să-ți schimbi viața? Pe mine mă interesează. Aleg astăzi să fiu aur curat, îmi doresc să fiu aur curat. Mă doare când mă curăță Dumnezeu, dar e spre binele meu. Ascultați-mă bine ce vă spun. E spre creșterea mea, spre ridicarea mea. Frați și surori, vreau să învățăm câteva lucruri de la foc în această dimineață. Dacă focul este locul în care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, focul este locul în care poți să schimbi sau să te lepezi de Hristos, focul poate fi un loc al restaurării în viața ta. Vreau să mai fac aici o precizare legat de Petru. Petru a fost, sau focul a fost departe de, sau focul a fost între Hristos și Petru în curtea marelui preot. Apoi a continuat viața lui Petru și focul a ajuns lângă Domnul Iisus și Petru. Uitați-vă în capitolul 2 din Cartea Faptelor, că acolo este un cuvânt care spune că s-au văzut niște limbi ca de foc așezându-se pe fiecare dintre ei. Focul a venit deasupra lui Petru și când Petru și-a schimbat viața, nu a mai fost acela care a scos sabia, ci a pus mâna pe Scriptură, plin de curaj, s-a ridicat în picioare. Știți de ce? Pentru că focul a pătruns în interiorul lui. Lași focul lui Dumnezeu să pătrundă în interiorul tău, vei fi binecuvântat și vei avea valoare înaintea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, focul arde toate legăturile rele din viața ta. Nu-ți place, dar îți face bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să acceptăm focul lui Dumnezeu. 4. Una din cele mai mari și mai bune calități ale unui credincios este focul din lăuntru lui. Ieremia spunea în 20:9 că am în inima mea un foc, un foc lăuntric care mă mistuie, care nu-mi dă pace, mă trezesc noaptea și mă rog pentru frații care conduc lucrarea, mă trezesc noaptea și mă rog pentru fratele cutare, mă trezesc noaptea și mă rog pentru sora cutare, mă trezesc și mă rog, mă trezesc și mă rog, mă arde ceva, nu-mi dă pace, dar nu mă arde în talpă să nu pot să stau pe scaun, mă arde în inimă și mă doare că nu merge cum ar trebui lucrarea lui Dumnezeu, că ar fi mai frumos să fie mai multă unitate, dar ascultați-mă, flacăra produce unitate la cărbuni. Un cărbune scos din flacără nu arde ca și ceilalți împreună. Așa-i? Aveți teracotă, aveți sobă. Atunci când scoți un cărbune din flacără, din mijlocul cuptorului aprins, ce se întâmplă cu el? Se stinge. Știți care este problema, frați și surori? Nu-i vorba că se stinge doar, dar până să se stingă de tot, face fum. Știți ce înseamnă asta? Focul, am putea învăța de la foc că focul produce unitate. Mai mulți cărbuni, unul peste altul puși, care ard împreună, fac o flacără mare. Dacă scoți un chituc, un butuc, un lemn, un cărbune din foc, flacăra nu va mai fi la fel de mare și cel care a fost scos se va stinge. Dumnezeu nu te cheamă să fii pompier, ci aur curat. Să rămâi acolo în cuptor și să arzi. Pentru că nu arzi pentru fratele Filip, pentru fratele Nicu, fratele Gore sau pentru județul Olt. Deși, dacă aș putea spune,
Mi-aș dori ca Dumnezeu să pune noi un foc ca să ardem, pentru a ne sfinți, pentru a putea fi lumină pentru cei din jurul nostru. Flacăra unește, ține cărbunii aprinși împreună. Apoi, tot focul ne spune cuvântul lui Dumnezeu că desparte. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Flacăra, așa cum aminteam la început, poate să topească sau poate să consolideze. Temperatura topește sau sfărâmă. Consolidează sau dărâmă. În al treilea rând, focul este real, frați și surori. Focul, să știți, este real. Focul arde. Și Biblia ne spune că lucrarea fiecăruia dintre noi va fi trecută prin foc. Pe lângă trăirea care a avut-o, vor fi vorbele, faptele, privirea și gândirea, care vor fi trecute prin foc. Dar dacă vei accepta ca focul lui Dumnezeu să ardă în viața ta, în inima ta, și să lupți, să te lași prelucrat de flacăra lui Dumnezeu, rodul la final va fi unul bogat și binecuvântat. Mă rog, frați și surori, ca Dumnezeu să ne ajute să fim un aur curat. Haideți să ne ridicăm în picioare. Am vrea să cântăm spre slava Domnului o cântare. Și cântarea aceasta spune următoarele cuvinte: o crește-mi iubirea în inima mea. Aș vrea să cântăm cântarea aceasta împreună. Și am vrea ca Dumnezeu să pătrundă în noi. Dacă vei lăsa iubirea să crească în inima ta, vei avea ochi să privești pe cel de lângă tine cu ochii lui Dumnezeu. O crește în iubirea, iubite Iisus, în starea și în locul în care m-ai pus. Să port pretutindeni belșugul de har, să vadă cei din jurul meu și a ei revărsare, să n-aibă otar, să fie tot mai aprins.